Hai, salut băieți și bine am găsit la un nou episod din seria noastră zilnică de Sump pe serverul RPG Behood. Băieții, de data asta o să vreau să facem direct raport în FBI, pe schimb 271. Am mai avut mai înainte o tentativă de filmare și am filmat cu ecran negru pentru că sunt foarte prost. Însă ban la chiria și la jucătorii care fac farmer, am dat, dacă vreți să mă credeți, dacă nu, nu. Am dat la ID 33, ID 230. Și mai era un băiat cu ID-ul 33, doar că nu am văzut bine ID-ul și l-am întrebat pe Marius să l-am braț cu cine era în mașină și nu mi-a răspuns, așa că am dat de la acești doi jucători. Marius ăsta făcea fermă și Cristi stătea în casă. Băieți, și am fost promovat și la funcția de Helper 2. Dacă dăm aici un Helper frumos, vedeți aici Dream Helper 2, Hunter Helper 2 și Anaf a mai fost promovat la funcția de Helper 2 și Olti la funcția de admin. Bine, Olti era deja Helper 3 de când intrase în staff și cred că merita și el o șansă. Din câte am înțeles, a stat foarte mult. Mai suport. Din câte am înțeles, a stat foarte mult Helper 3. Uite, frate, cum face. Băi, băiatule. Așa. Și să vă zic o fază, cam care a stat treaba. Prima dată la Helper Olti, am zis GG pe chat, l-am felicitat. Toate bune și frumoase și după am luat eu Helper 2. Admin Olti, pardon, că am zis Helper, nu sunt prost rău, am zis Helper, cred, la Olti, nu contează. Și după am luat eu Helper 2, toată lumea GG, bă, hune, nu știu ce. La 5 minute, iau tot cu a ieșit pe ăla. A luat ăla helper. Futul în gură pe ăla. Bine, n-au scris așa pe cea, dar vă dați seama că asta ziceau. Futul în gură pe hunăr ăla. Cum cu ai să ia la helper up? Ăla merita remove. A jucat pe alt cont cu ai și acum ia helper up. Ăla nu mai trebuia să fie în staff acum. Trebuia să-i se prelungească rank-ul, să pățească, să stea. Să stea 3 luni helper 1. Și înainte de astea cu aia, băi, deci numai, băi, deci unele care chiar nu mă așteptam, băi, ești prost, mă, n-ai mă cum. Slash, bă, măcar acum am văzut cu cine stau de vorbă în staff. Băi, dar înainte să se dea apuri, cu aia erau toți niște bebeluși. Bă, hunere, ajută-mă și pe mine, bă. Uite-l pe calamar, dă-te, fătuți. Ajută-mă și pe mine, bă, punere, mamă, punere. Nu știu cu aia, deci să făceau în așa fel, nu știu, să mă asta, nu să mă motiveze, să mă susțină, dar erau, nu știu. Mă susțineau, pur și simplu mă susțineau prin ce ziceau și îmi erau prieteni, să nu prieteni, că prieteni nu mi-au fost și nici nu o să-mi fie niciodată. Erau așa, nu știu, niște player cu care eu credeam că pot să mă înțeleg, știi? Dar m-am înșelat. Și acum hai să vezi cu bombă, nu pot să fac raport în FBI. Bă, că mi-aș pula în el mod pe coaie, că dacă dau find îmi dă crash. A, da, și ta așa să nu schimbe subiectul. Poate să uită 1, 2, 3 din ei la videoclipul ăsta. Bă, să știți că coaie nu rezolvați nimic. Dacă nu meritam funcția, nu mi-o dădea reduc era înapoi. Când a fost faza cu remove, i-am zis lui era să vorbească că reduc să ceară o părere dacă era să iau remove. Am zis din prima, dinainte să iau remove, că dacă o să iau, îmi asum. Vă dați seama că eram nervos atunci pe moment că am luat remove, dar mama acum am văzut cu el portoi, că vă nu știți cât de fericit pot să fiu. Parcă altfel e Samp, mă, e nebunit. Mamă, mamă. Hai să facem, nu știu ce dracu să facem, băieți, că nu merge să dau find cu mod pe costa. Așa că nu putem să facem nici raport, pentru că trebuie să dau find pe ăștia, pe suspecții cu wanted. Hai un pic până aici. Hai să vă arăt și vouă câte zile mai avem de suferit. Mai avem 3 zile, băieți, m-am gândit să stau cel puțin rank 4.
Dacă chiar e așa o jale de asta mare, sâmbătă când am pornit, nu sâmbătă, sâmbătă sau duminică. Get quest. Lăm să dăm aici. Repară vehiculul. Așa, când am pornit live-ul, direct am pus demisia. Sau mâine, poi mâine, vedem noi, diseară dacă nu. Depinde ce... Dacă voi mai aveți chef de FBI. Eu sincer nu prea am chef. În Hitman e altfel, frate, că ai quest-ul ăla cu contracte și plasează toată lumea contracte. Deci se pun contracte prostie și... Dacă vin 50 de jucători, uite, din aștia 300, 100% iau quest-ul ăla când îl fac. Ia fiți atenți, mă, bug aici, la PNS. Dacă te apropii doar așa un pic... A, nu mai e. Dacă te apropii doar așa un pic, nu trebuie să intri în PNS cu mașina și... Îți repara vehiculul. Nu știu exact care a fost treaba. Hai să mai intrăm o dată. Și din aia 50 de jucători, dacă pun contracte, are... hai să zicem că din 50, 20 au depus câte 3. Bă, să fac cel puțin 100 de contracte pe zi. Se plasează. Și n-are mă cine să le facă, ai nebunit. Rămân pe ziua următoare, pe... peste două zile, să ai așa în continuu. Deci în Hitman n-ai mă cum să te plictisești. Filmezi, hai că mai am credit să vă răspund, băieții, nu mai am credit. Nu mai am credit să mor dacă mai am. Alexander e rău. Hai să mergem. Hai să mergem la asta să mai luăm un contract. Să luăm ăla, să punem contracte, să vedeți și voi cam câte contracte se primesc. Hai să vedem. Get quest. Plasează contracte random. Aoleu, eu am prins unul. Slash contract 3, 3, 5, 1, 2, 3, 4. Dar sunt care primesc și câte 3 și câte 4 și câte 5. Pentru că și-am prins 5 get quest. Hai să luăm altceva. Nu mai luăm nimic, băiți, că vreau să vă arăt și vouă. Vreau să vă arăt și vouă colecția mea, ce colecție mi-am făcut. Am rămas fără bani însă, dar nu e nicio problemă pentru că o să facem rost și de bani. O să facem rost de toate astea, frate. Deci, și când colecția asta, bă, eu tot timpul am fost să vă dau vouă, să vă dau vouă, să vă dau vouă. Și iar nu știu ce să team. Bă, dar ia stai mă, să fac și eu o colecție, măcar... Arend la tine, poate eu sunt chiriașul zilei, a fost chiriașul zilei, a fost de 33 ani de la început de clip. Am făcut și eu, frate, o colecție. Uite aici, toate mașinile. Rainbow Stage 3 din 3. Rainbow Stage 3 din 3. VIP Rainbow Premium Stage 3 din 3. VIP Rainbow Stage 3 din 3. Stage 3 din 3. Și gata, mă, frate. Banii o să-i facem înapoi. Vindem noi PP-uri, facem schemă, motherfucker how. Și facem bani înapoi. Dar am vrut și eu, frate, să am aici mașinile mele. Aici avem cu Hunter. Aici cu Ema Andreea Boss, pe ăsta trebuie să-mi pun eu VIP și cam asta e treaba. Hai să ne plimbăm cu NRG-ul. Hai să dăm aici un frumos un slash raport, să vedem, da, avem raport. Aș avea și pentru rank 5 să stau, nu știu, bă, de la rank 3, mamă, dar nu mai stăm, VI trebuie Hitman neapărat, băieții, Hitman. Deci lăsați-mi acolo în comentarii dacă și voi vreți la fel de mult să intrăm în Hitman și dacă chiar vreți, băieții, nu știu, de seară, mâine, cel târziu, ieșim din FBI că nu se mai poate. O să-mi pară un pic rău pentru că vreau să fac multe zile, dar am zis, n-am zis cu ei că chiar așa când dau anti, de-a fiți atenți aici, când dau... Nu sunt suspecți conectați, băi, băiatule, n-ai văzut. Și eu am nevoie de... O facțiune cu ăsta, cum zice, cu acțiune, pentru că vreau să fac ceva pe clipuri, să vă arăt și vouă, să, nu știu, la, în Hitman altfel, mai înjur pe ăla că mă aleargă la burger, mai, you know, altfel. Și, da, băiți, că asta e treaba. Cam atâta cu acest videoclip, vreau să vă mulțumesc pentru susținerea de la ultimele clipuri, sunteți genial, băiții. Dacă vreți în continuare episoade cu Zamp, apăsați pe butonul de like. Dacă sunteți noi pe canal, apăsați pe butonul de subscribe și pe clopoțel pentru a primi notificări când suntem live sau când
postăm un nou clip. Eu am fost Hunter, ne vedem data viitoare. Re!